Vă propun spre rezolvare următorul sistem de ecuații lineare și o să vedem că se va rezolva cu ajutorul regulii lui Cramer. Sistemul are trei ecuații cu trei necunoscute și o primă chestiune pe care trebuie făcută la sisteme, indiferent de sistem, se scrie matricea asociată acestui sistem. Matricea coeficienților mai exact. Coeficienții sunt acele valori reale care stau în fața necunoscutelor. Acolo unde nu se vede nimic, înseamnă că este 1, ca pe prima linie. Apoi, 2, 1, atenție cu tot cu semn și 1, minus 1, 2. După ce scriem sistemul asociat, analizându-l, observăm că are 3 linii și 3 coloane, deci i se poate calcula determinantul asociat matricei, notat de regulă cu delta. Iar calculul determinantului de ordinul 3 se face ori cu regula triunghiului, ori e cine nu vrea să se complice cu regula lui Sarus. Și să vă aduc aminte și regula, aici se înmulțesc elementele de pe diagonala principală și se adună rezultatele și apoi se înmulțesc elementele de pe diagonala secundară și se scad rezultatele. Rezultatul obținut este dezvoltarea acelui determinant. În cazul nostru, minus 7. Observăm pentru început că e diferit de 0, iar asta, conform teoriei, rezultă că sistemul este compatibil determinat. În traducere liberă, are soluție unică, adică se poate rezolva cu regula lui Cramer. Alte situații o să le vedem în alte clipuri. Ce spune regula lui Cramer? Regula lui Cramer spune așa că dacă acest determinant delta este diferit de 0, soluția sistemului se calculează cu ajutorul, calculând alții determinanți, astfel. Delta X reprezintă un determinant care se obține prin înlocuirea coeficienților lui X din sistem, adică 1, 2, 1, cu termenii liberi. Au aici este 0, deci în loc de 1, 2, 1, o să pun eu 2, 3, 0 și o să pună chiar așa pe coloană. În rest, celelalte coloane rămân neschimbate. Se calculează determinantul, eventual prin aceeași regulă a lui Sarus, da? Mulțind 4, minus 3, 0 nu-l mai trec, 0 nu-l mai trec, minus 2, schimb semnul, da? Și minus 6 și obțin rezultatul minus 7. Având acest delta X, X-ul se scrie sau se calculează după formula delta X pe delta, adică minus 7 pe minus 7, adică 1. În mod similar, ca la calculul lui delta X, se calculează și un alt determinant numit delta Y. Astfel, se vor înlocui elementele de pe a doua coloană, adică coeficienții lui Y, cu termenii liberi. Și astfel se obține delta Y. Și coloana lui X se păstrează, coloana lui Y se schimbă
și a lui Z iarăși se păstrează, se calculează și se obține minus 7. Iar Y-ul va fi minus 7 pe minus 7, adică 1. În mod similar, se calculează și delta Z. Adică, se păstrează primele două coloane și ultima se înlocuiește, adică coeficienții lui Z se înlocuiesc cu, mă rog, coeficienții liberi. Se calculează și se obține 0. Și atunci, Z va fi delta Z pe delta, adică 0, și astfel obținem soluția sistemului, care e formată din tripletul 1, 1, 0.